Biblioteca județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara de Vama a înregistrat un succes în cadrul ofensivei culturale susținute de Consiliul Județean Hunedoara. Este vorba de conferința cu tema Sănătatea creierului și longevitatea susținută la Deva de reputatul profesor universitar doctor neurochirurg Alexandru Vlad Ciurea. Cu această ocazie au fost lansate și la Deva volumele Sănătatea creierului pe înțelesul tuturor și Regăsirea ființei prin știință și credință, aceasta din urmă fiind scrisă de doctorul Vlad Ciurea în colaborare cu părinții Constantin Necula. La Deva, doctorul Vlad Ciurea a abordat o problemă extrem de sensibilă, de delicată, care preocupă foarte multă lume, în mod deosebit în zilele noastre în care oamenii sunt supuși unui stres permanent și a unor frământări generate de grijile cotidiene. Astăzi ne convingem încă o dată că în viață există coincidențe fericite și nimic nu este întâmplător. Nu este așadar întâmplător faptul că l-avem astăzi invitat pe reputatul și pe eminentul profesor dr. Vlad Alexandru Ciurea, aici la Deva, în ziua de dragobete, în ziua în care ne bucurăm de renașterea naturii, în ziua în care ne umplem sufletele cu energii binefăcătoare. Personalitate de excepție a medicinei românești din ultimele 5 decenii, profesorul Vlad Alexandru Ciurea este apreciat la cel mai înalt grad, atât în lumea medicală cât și în rândul publicului larg, care îi urmărește aparițiile și dialogurile televizate și ascultă recomandările legate de calitatea vieții. Și bibliotecar fiind, mi-a atras atenția cu bucurie o expresie a domnului profesor, și anume, inteligența și creierul se dezvoltă prin educația lecturii. Mă bucur că suntem instituția de cultură care și-a făcut din promovarea lecturii însăși rațiunea de a fi. Îi mulțumesc domnului profesor Vlad Alexandru Ciurea pentru că a dat curs invitației mele și este astăzi în mijlocul nostru. Le mulțumesc tuturor celor care au venit alături de noi. Mulțumesc pentru sprijin, Consiliul Județean Hunedoara. Publicul devean a rezonat cu stilul cald, apropiat, plin de empatie al cunoscutului dr. Vlad Ciurea, implicat în peste 20 de proiecte de cercetare naționale și internaționale, cel care a realizat peste 23.000 de operații pe creier și care este autorul a peste 30 de cărți de specialitate, susținând numeroase conferințe în cadrul unor manifestări științifice din țară și străinătate. Ce-i face cel mai rău creierului? Trei lucruri, dar vi le spun la ședință, să le spun și acum. Stresul. Panica. Panica. Spune că a intrat în panică. Stresul. Și insomnia. Cele trei. Invers. În loc de stres, dacă se poate, socializare, liniște, calmul, pas cu pas, cum spune domnul președinte. În loc de insomnie, somnul bun, somnul dulce, mult aduce. Și îndepărtarea fenomenului de agitație. Deci să le facem, cum se spune Ardean, încet și bine. Sunteți unul din vizionari. Ne așteaptă un an deosebit, 2024. Care sunt cuvintele pentru populație, pe care le adresați astăzi populației, celor care sunt contemporani cu dumneavoastră? Unul din vizionari. Vizionari, am să spun mesajul pe care l-am pregătit, l-am gândit și pe scenă cu în trei cuvinte, ca să fiu foarte scurt. În primul rând, citiți. Citiți, nu vă lăsați influențați de tot felul de breaking news și de elemente de TikTok sau așa. Citiți, gândiți. Este obligatoriu să gândești. Și al treilea, nu uitați, iubiți. Vreau să-l ascult și poate o să-i pun și o întrebare. Ce întrebare vreți să-i... Cineva are o operație, o artroplastie totală de genunchi și a rămas cu sechele pe bază nervoasă. Se pot recupera, remedia? Eu îl urmăresc pe profesorul dr. Vlad Ciurea de foarte mult timp. Aproape toate emisiunile am citit și am luat și eu trei cărți, dar pentru altcineva. Cartea, stați că nu mai știu cum se numește, creierului. Da. Sănătatea creierului pe înțelesul tuturor. Extraordinar de bune sfaturi pe care ar trebui fiecare dintre noi să le urmăm. Pentru că avem o vârstă și atunci să ținem cont. Deci ce mâncăm, timpul cum îl petrecem,
Dansul se bazează pe cei 8 ore de odihnă, 8 ore de somn, 8 ore de activitate. Îmi place foarte, foarte, foarte mult și se exprimă pe înțelesul tuturor. Deci nu, la nivelul dânsului nu folosește cuvinte sofisticate să nu le înțelegem noi muritorii de rând. Și de asta îmi place foarte, foarte mult. Nu mă satur ascultându-l. Eu l-am cunoscut personal pe domnul profesor, că l-a operat pe soțul meu și am povestit și mi-a făcut o impresie foarte bună și de-aia am venit ca să aflu și altceva de la dânsul. În cadrul conferinței au fost prezentate și lansate volumele Sănătatea creierului pe înțelesul tuturor și Regăsirea ființei prin știință și credință. Acesta din urmă scris de doctorul Vlad Ciurea în colaborare cu părintele Constantin Necula. Iar la finalul conferinței, reputatul profesor Alexandru Vlad Ciurea a oferit autografe doritorilor. E pură întâmplare că astăzi, 24 februarie, sunteți astăzi la Deva. Nu știu care e întâmplarea, știu doar atâta că, fine, domnul director al bibliotecii a insistat ca să vin și tuturor cei care m-au dat, dar de ce mergi la Deva? Așa simt. Asta a fost răspunsul. Așa simt. Câteva cuvinte. Trădezi oamenii de acolo, pentru că eu sunt român.